pentru situații de urgență Anghel Saline a județului Vrancea, au fost finalizate 6 serii de pregătire, la care au fost înscriși 158 de voluntari. Dintre aceștia, 126 au parcurs cursul introductiv. Cursul de prim ajutor de bază a fost absolvit de 121 voluntari. Doar 7 voluntari și-au manifestat dorința și disponibilitatea de a urma cursurile de prim ajutor calificat și descarcerare, care se desfășoară în centrele de formare SMUR din țară, respectiv Târgu Mureș, București, Iași, Galați, Constanța, Cluj, Timișoara, Craiova. Au rămas activi și participă în mod constant la activitățile desfășurate de salvatorii profesioniști, 67 de voluntari.